Iubită biserică, îndoliată familie, Cristi, Cristina, Emma și familiile voastre, a chemat Dumnezeu acasă o mare căpetenie. O mare căpetenie din poporul lui Dumnezeu, un om care a atins atâtea vieți. Am fost lutul pe care Dumnezeu l-a modelat cu mâinile fratelui Vasile Talpoș în a ne forma ca slujitori. Și mă amintesc când eu am mers la seminar, era la interviu, Sfios, eu n-am venit dintr-o familie de credincioși. Și m-a întrebat mai multe când era mărturia personală în cadrul interviului și aflând că nu aveam tată, că am fost orfan, a avut un sentiment aparte. Să-mi dea sectorul de la birouri. Și fratele Tritian, ca un general, asculta de cine era mai mare. Și fratele Vasile Talpoș a zis, pe Lorenții, îl pui la birouri. Îi plăcea să merg și mie îmi făcea plăcere să aspir, să șterg praful, dar mai mult de atât. Să stau de vorbă și să vezi un mare om, o mare căpetenie, că își face timp cu fiecare în parte. Și de câte ori vorbeam la telefon cu dânsul sau ne întâlneam, îmi știa numele soției, mă întreba de ea, îi știa pe socrii mei și le pomenea numele și am zis câți colegi și câți tineri care au trecut prin seminar știa locul unde slujesc, știa câteva detalii, pentru că atunci când iubești, te jertfești și te investești. Spunea Coșbuc, ce urmă lasă șoimi în zbor, ce urmă pești în apa lor, să fii cât munții de voinic, oricât un pumn să fii de mic. Cărarea mea așa tuturor e tot nimic. Căci tot ce ești și tot ce poți, părerei tot dacă s-o de mori sătul, ori mor flămând, de mor târziu, or mor curând, tot una e și rând pe rând ne ducem toți. Dar rămân urme, adânc gravate în sufletele noastre și mă rog ca Dumnezeu să mângâie familia îndoliată. Sunt mulți păstori și lucrători care își amintesc de dânsul. Îmi amintesc când a venit în Timișoara la numărul 2, și-a cunoscut pe socrii mei. Erau în pregătiri. Era atunci, în, înainte de căsătorie. Eram în birou cu fratele Râncu și fratele Talpo și într-o vineri seara. Și ca un tată, îi spunea la tata, tata-socru. Zicea, să aveți grijă de băiatul ăsta și să nu lăsați. Să, să fiți cu ochii pe el, că poate mai mult... Poate mai mult, și pe fiecare a știut să-l stimuleze, să-și depășească condiția. Cei care am trecut prin seminar, ne-l și ne-amintim cuvintele, stai pe text. Rămâi pe text, stai acolo, roagă-te, plânge, până nu-ți până nu dă Domnul, lumină din text. Era un om al cuvântului, și al cuvântului, dar și al cuvântului. Și versetul pe care mi l-a lăsat și care l-am avut la graduare a fost din Timotei 2 cu 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Și mă gândeam să citesc câteva cuvinte pe care cred că și fratele Vasile, eu știu că l-am auzit predicând din textul acesta, un verset a fost amintit din fapte 20. Și cred că ne-ar spune fratele Vasile, nouă știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea. Din ziua din tâi, când din Sălaj am ajuns prin Sibiu și prin București, am slujit Domnului, spune fapte 20 cu 19, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau. Și n-a fost ușor. Și când făceam curat pe la birou și unor avea câte un timp de taină, îmi spunea cum a fost că eu eram mai curios. Cum era și cum erau încercările, cum era perioada comunistă și cum erau încercările. Și îmi spunea că încercările erau și din afară, și din lontru. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă prăpăvăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vă vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Versetul 23, numai Duhul Sfânt mă înștiințează că din cetate în cetate mă așteaptă lanțuri și necazuri, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Și acum... Știu că nu veți mai vedea fața voi tot aceea în mijlocul cărora am umblat propăvăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și cred că ne-ar spune nouă, cum ne-a spus-o de atâtea ori, luați seama dar la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea, se vor vârâ între voi lubrăpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de atâția zeci de ani v-am învățat, v-am sfătuit cu lacrimi pe fiecare din voi și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da mântuirea împreună cu toți cei sfințiți. Amin.